Și cred că suntem live. Ia să verificăm pe pagină. Hai să vedem. Da, pare că Da, sunt. așa este. Să vedem dacă ne și vedem. Că de auzit ne auzim, da, aici suntem. Bună seara, am avut niște probleme tehnice, că am gândit să intrăm live pe YouTube în seara aceasta, să experimentăm și această aventură a YouTube-ului, dar nu ne-a ieșit în seara asta. Să sperăm că, eu sper că până săptămâna viitoare, când o să mă întâlnesc cu Ancuța, o să dibuiesc și cum funcționează live-ul pe YouTube. Așa că am intrat live pe pagina mea de psiholog Carmen Neagu. Și invitata mea în seara aceasta este Codruța Răbăgel, care este psihoterapeut și pe care eu am întâlnit-o cu ceva ani, mulți ani înainte de pandemie, într-un retreat. Mi-aduc aminte că am vizualizat descrierea retreat-ului în social media, am sunat-o, mi-a răspuns așa o voce cristalină, a fost foarte drăguță cu mine, mi-a dat informațiile de care aveam nevoie și pe loc am spus da, vreau să vin la retreat. Și așa am cunoscut-o pe Codruța. Codruța, ce ar trebui să știe cei care ne urmăresc despre tine? Ce crezi că ar fi util pentru ei să știe? Bună seara, Carmen, mă bucur că sunt aici cu tine, aici cu cei care ne ascultă. Îți mulțumesc pentru invitație. Ce ar trebui să știe? Absolut nimic n-ar trebui. Poate e mult spus ce ar trebui. Sunt convinsă că pot să descopere lucruri despre mine. Eu spun că sunt un om căruia îi place arta frumosului, sunt psihoterapeut de profesie. Lucrez de 10 ani de zile în tot ceea ce înseamnă domeniul educației pentru sănătate mentală. Anul acesta sărbătoresc acești 10 ani. Eu trebuie să mai fac exact calculul dacă e cu plus sau e chiar... Felicitări! Da, mulțumesc! Și spune-ne și unde ai cabinetul, Codruța. Eu lucrez în Sibiu. Aici m-am născut, aici am crescut. Cabinetul este în Sibiu și pretutindeni, îmi place să spun, pentru că tehnologia ne conectează și prin prisma terapiei online am ședințe în întreaga lume, cu români care sunt stabiliți în alte țări. Așadar, Sibiu și online. Da. Și eu i-am scris Codruței pentru că ea apare menționată și în cartea mea Tezaur de greșeli. I-am scris Codruței, am putea să organizăm un eveniment în care să discutăm despre suficiența profesorului, cât se simte el suficient de bun. Și din discuțiile pe care le-am avut cu ea, am denumit acest eveniment Identitatea de profesor, de la vis la realitate. Și o să încep discuția aceasta, dacă îmi permiți, Codruța, cu why-ul nostru al profesorului. De ce? Cum te-ai hotărât? De ce te-ai făcut profesor? De ce ai vrut să te faci profesor? Răspunsul clișeic pe care și eu l-am reprodus ceva vreme a fost pentru că îmi plac copiii. Însă am fost provocată de Monica Mocanu, o dragă colegă de-a mea din grupul Merito, să merg mai departe de acest îmi plac copiii și să explorez de fapt de ce m-am făcut profesor, pentru că se pare că aici sunt semințele de la care eu am pornit și pe care le-am tot crescut. Cred că există... Cum ar putea acest de ce să influențeze identitatea mea ca profesor? Cum ar trebui eu să mă uit la acest de ce, Codruța? Ai o idee în direcția asta? Da, aș zice că acest de ce interior, cum îl numesc eu, e esența identității. Dacă vrei, e sămânța din care crește planta, ca să folosim metafora aceasta terapeutică.
În cazul în care nu-ți știi de ceul, nici n-ai cum să-ți construiești identitatea, oricare ar fi ea. Noi, iată, în seara aceasta vorbim despre identitatea de profesor. Dacă nu-ți cunoști de ceul interior, nu știi încotro te îndrepți. Da? Ești ca o frunză în vânt. Nu ai ce să construiești, ce să crești. Așa că acest de ce interior e esențial pentru a-ți clarifica efectiv cine ești, ce faci, ce te motivează, ce te aduce în contextul educațional, în contextul școlar, în context de parteneriat, școală, familie, da, avem actorii sociali. Practic, de ceul interior e esența. Asta consider eu. Și revenind după ce am explorat de ceul profesorului, m-am uitat la cum am înțeles eu că îmi construiesc nu identitatea de profesor, pentru că acesta nu este un cuvânt pe care l-am auzit vehiculat în cultura noastră organizațională, ci mai mult imaginea de profesor. Și am investit mult în formarea inițială. Am formare de liceu pedagogic, după care și modulul, bineînțeles, psihopedagogic din facultate, pe specialitatea mea, limba engleză, și formare continuă prin grade, prin cursuri, training-uri și așa mai departe. Și uitându-mă eu la identitatea asta a mea, acum 5 ani, când am început facultatea de psihologie, mie mi se părea că e foarte ok, adică fac ceea ce trebuie făcut. E adevărat că mie mi se părea că fac ceea ce trebuie făcut, dar în clasă părea că nu e suficient ce făcusem eu. Și ajung la subiectul dezvoltării personale. Sau mai bine spus, al terapiei personale, pentru că eu în terapia personală am înțeles că din această identitate lipseau elemente esențiale, primordiale. Așa a gândit sistemul nostru de învățământ formarea unui profesor, ca el să știe să predea noțiunile pe care le aduce la cunoștința elevilor, adică să investească foarte mult în formarea profesională. Cum vezi tu modalitatea asta de a forma profesorul? O văd într-un sens mult mai complex față de cum am găsit-o în școli. Am lucrat de-a lungul timpului cu profesori, am lucrat în grupuri de formare efectivă pe zona aceasta de sănătate mentală vis-a-vis de relația cu copiii, de sănătatea lor mentală și atunci am investit destul de mult acolo. Consider că formarea profesorilor nu se oprește la formarea didactică. Deci nu ne oprim la cadrul didactic. E nevoie să mergem la omul din spatele rolului de cadru didactic. Și aici am să mă leg puțin de ce ai zis tu vis-a-vis de dezvoltare personală și terapie personală. Aș face diferență între cele două concepte. Dezvoltarea personală poate să fie cititul, ascultatul de podcasturi, participarea la niște cursuri, da? Dar terapia personală înseamnă un proces asumat, un proces pe care îl parcurgi împreună cu un specialist, în care îți depășești propriile limitări, în care îți prelucrezi niște convingeri limitative. Desigur, această terapie personală conține dezvoltarea personală și sprijină formarea continuă a profesorilor. Da? Eu consider că în momentul în care un profesor merge în formare, orice tip de formare, e nevoie să hrănească și zona aceasta interioară, personală, pe care o regăsim într-un proces de terapie personală. În momentul în care vorbim de formarea profesorilor, ne dorim ca acei profesori să nu integreze, să nu plece de la o formare doar cu niște competențe. Sau cel puțin eu ca formator asta îmi doresc, să plece și cu niște abilități de viață. Acele abilități care se vor regăsi în identitatea acelui profesor. Da, deci aș puncta și asta în formare.
Iată, avem dezvoltarea personală, terapia personală, abilitățile de viață, abilitățile sociale, dincolo de competențele pe care le oferă o formare, un curs. Și ce consider că mai e important pentru formarea profesorilor este să aibă un grup, să aparțină unui grup de suport, da? Fie că vorbim de acele cercuri metodice sau... Cercuri pedagogice, cercuri metodice, da, care sunt formate la nivel de școală, comisia metodică sau la nivel local, județean, regional, da. Cercurile pedagogice. Fie că vorbim de partea aceasta formală, fie că vorbim de un grup informal în care, prin prisma prieteniilor care s-au legat între mai mulți profesori, acei oameni vorbesc despre ce provocări au, ce întâmpină, simt că aparțin unui grup și de acolo consider că își pot lua foarte multe informații vis-a-vis de formarea continuă. Da, deja au devenit cunoscute comunitățile Supertici, Aspire, AVE, cu valori în educație, ce mai avem? Și mai avem grupul Merito, comunitatea Merito și comunități așa făcute de doamnele învățătoare, Emma Patrick, de exemplu, de Violeta Nedelcu, inspirație pentru școală. Sunt niște grupuri tot așa în social media, de unde oamenii se de unde profesorii se inspiră. Da. Și am vrut cred da. Că ce e important dincolo de inspirații, Carmen, e partea aceea în care ei simt că aparțin unui grup, că au niște valori comune cu colegilor, că pot să împărtășească, că pot să primească suport. Asta cred că e foarte valoros să punctăm. Că dincolo de inspirație, grupurile astea sunt mai mult. Da. Cum te uiți la identitate ca fiind un construct pe care îl construiești, un construct pe care îl primești și tu îl asamblezi? Cum vezi partea aceasta? Identitatea ca atare eu o văd ca fiind o construcție. Da? Un cadru îl ai odată ce te naști într-o comunitate, iată avem familia ca instituție socială, după care avem comunitatea, școala care vine cu niște aspecte psihosociale, să le spun așa, iar la un moment dat această identitate despre care noi vorbim se construiește prin prisma tuturor moștenirilor pe care le primim din aceste trei contexte, cel puțin eu așa o percep, da? Și vorbeam de cele trei contexte, familie, comunitate și școală. Dacă vrei, identitatea o putem asocia unei metafore, eu știu, să fie o casă, da? Și practic este un șantier într-o continuă desfășurare. De ce spun asta? Pentru că pe măsură ce un profesor își identifică DC-ul interior și merge mai departe spre a acumula informații, spre a avea experiențe la catedră, spre a participa la cursuri de formare, mai adaugă câte ceva la casa lui. Da? Chiar dacă această casă a lui, acest construct de identitate, de rol, ajunge să fie cu toate componentele puse cap la cap, avem fundație, pereții, ferestrele, acoperișul, țigla cu tot ce trebuie, pe măsură ce îți continui viața și experiența de profesor, mai tot adaugi una alta la casa ta, da? De la, eu știu, o izolație, o subzidire, ce e nevoie, da? Practic fiecare componentă pe care un profesor o preia dintr-o experiență de viață din acest rol, o poate adăuga identității sale. Ca să corelez puțin zona de rol de profesor cu ce înseamnă terapia personală, aș spune că identitatea de profesor se construiește și prin prisma imaginii de sine, da? Avem nivelurile eului care ne dau informații despre
cum mă văd eu pe mine, da? Respectiv cum se vede un profesor el pe el, și putem vorbi de eu-ul prezent, eu-ul viitor și eu-ul ideal. Și trecem practic de la realitate la un vis. Da? Ca să continuăm construcția casei noastre și să devenim din ce în ce mai asumați în identitatea de rol, e nevoie să știm care este eu-ul meu prezent, deci ce conține casa mea, respectiv identitatea mea la acest moment, ce îmi doresc să conțină la nivel ideal, da? Ăsta e visul, e sus de tot, da? Este partea aceea intangibilă. Însă este totodată acea componentă care mă pune în acțiune încât să construiesc eu-ul meu viitor. Da? Și practic, ca să folosim și o parte vizuală, avem în zona aceasta avem eu-ul prezent, eu-ul viitor și deasupra este eu-ul ideal, pe care nu-l atingem, este intangibil, dar el ne motivează să avem în prezent acțiune ca să construim eu-ul viitor. Are sens, Carmen? Da, are foarte mult sens. Modul în care ai descris tu creșterea mea ca profesor. Ascultându-te, mi-am dat seama că tind foarte mult către profesorul ideal și că, uitându-mă atât de mult spre el, de multe ori mă frustrez și nu observ câte lucruri fac în prezent sau cât de mult am construit sau în ce stadiu am ajuns. Eu am acest obicei odată la 6 luni, nu l-am avut până acum, dar acum e în calendar, deci nu pot să sar peste el. Odată la 6 luni îmi revizuiesc aspirațiile. Și făcând acest exercițiu, am observat la mine o stare de nemulțumire, ca și cum în ultimele 6 luni de când am scris aici sau de când mi-am trimis o scrisoare pe Future Me, ar fi trebuit să ajung, să fac, să cresc mult mai mult. Nu știu dacă asta are legătură doar cu noi, cu profesorii. Dar cu siguranță că modul în care mă uit eu la mine, la sinele meu ideal, se reflectă și în relația cu elevii mei și așteptările mele de la ei este ca ei să crească mai repede, să înțeleagă mai repede, să se vadă rezultatele muncii. Da, să fie palpabile. Vezi tu, Carmen, ăsta este un risc, e o capcană în lucru cu sinele, da? Setăm care e eu-ul ideal și apoi dăm voce sau permitem vocii sabotorului interior să ne blocheze, să ne frustreze. De ce? Pentru că apare tendința asta să fim nemulțumiți. Niciodată nu e suficient. Știi tu că noi creștem și cu convingerea asta, întotdeauna e loc de mai bine. Sau ce ține? Da. Am auzit. Da, e o vorbă des întâlnită. Se putea și mai bine. Exact, da. Și atunci e o linie fină între a rămâne în această conectare între cele 3 nivele ale eu-ului și a da crezare vocii sabotorului. Iar ca antidot, eu aici aș recomanda ca la nivel de eu prezent să folosim din orice rol suntem tehnica recunoștinței. Și consider că în profesiile acestea sociale pe care noi le avem, e atât de mare nevoie să fim recunoscători. Pentru că noi, practic, depindem sau, mai bine zis, rezultatele noastre depind de rezultatele celor cu care lucrăm. Și atunci, dacă noi nu înregistrăm mulțumirea și recunoștința, ajungem să trăim frustrarea că au trecut 6 luni și nu văd nimic. Da? Așa că asta aș recomanda, ca zi de zi, sau dacă nu zi de zi, că poate pare mult așa din prima, săptămânal, să existe o întâlnire cu eu-ul personal din prezent, da? Cu sinele acesta prezent, și să facem o listă de recunoștință, pentru ce motive suntem recunoscători. Și acest
Această listă va ajuta și la hrănirea DC-ului interior. Îți va fi tot mai clar din ce motiv rămâi acolo, ce te ajută să continui șantierul casei de identitate. Da? Și în formula aceasta punem pe mute, pe silent și sabotorul care vine și spune, n-ai făcut suficient, nu e bine, nu, 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 nu. Și, da. Și tot sabotorul ăsta spune, păi ceilalți să te aprecieze, ceilalți să vadă, uite, un părinte niciodată nu ți-a spus, n-a venit, adică cumva exagerează situațiile în care nu se întâmplă lucruri și le dă deoparte pe cele în care părinții își arată recunoștința. Dar așteptarea aceasta ca ceilalți să vadă și în momentul în care ei văd, parcă văd și eu. Da, vezi tu, asta este și nevoia noastră de validare, dar e nevoie să ne-o reglăm. Și aici intrăm puțin și în zona de autoreglare emoțională când spun de reglarea aceasta de nevoie de validare. De ce? Practic, putem să primim validare externă, cum zici tu, și să contribuie, evident, la identitatea de rol, însă identitatea de rol se construiește sau se mai degrabă se integrează în sinele nostru profund mult mai sănătos în contextul în care noi ajungem să ne validăm. Da? Noi singuri, este acea autovalidare. Sigur, e mai la îndemână să o cerem din exterior. De ce? Pentru că noi nu ne cunoaștem suficient de bine. Și aici iar revin și pun accent pe autocunoaștere și terapie personală. Da? Să reușim să știm ce ne poate oferi validare e un act de mare curaj să intrăm acolo, să descoperim, să explorăm. Și apoi merg un pic în zona în care dacă eu aștept doar validarea părinților sau a colegilor mei, s-ar putea să ajung să trăiesc frustrarea pentru că ei nu neapărat o să vină spre mine. Da? De ce spun asta? Pentru că trăim din nefericire într-o societate în care a dărui cuvinte e destul de provocator. Nu ne e la îndemână. Și atunci s-ar putea ca sufletul să-mi fie ofilit tocmai pentru faptul că nu îmi e udat din afară de cuvintele și aprecierile celorlalți. De asta e o recomandare așa din suflet să reușim să ne validăm noi pe noi, iar prin validările externe doar să verificăm realitatea, să văd ceea ce eu cred și prin ceea ce eu mă validez, mă văd și ceilalți, să fie un soi de oglindire doar. Foarte, foarte bună, foarte bun acest exercițiu în care să stau eu mai întâi cu mine, să văd pentru ce sunt eu mie recunoscătoare și ce apreciez eu la rolul meu de profesor, ce fac eu din rolul de profesor și apoi să mă duc și către exterior și să eu cumva nu neapărat să aștept, cât să văd dacă există o sincronizare între cum văd eu acest feedback pe care mi-l dau și cum îl primesc de la ceilalți. Da, și uite, aș mai puncta ceva, să luăm feedback din mai multe părți, da? Și anume de la colegi, de la părinți, de la directorul școlii sau de la șeful de comisie metodică și de la elevi. Nu e suficient să-mi verific autovalidarea cu o singură persoană sau cu un singur nivel din parteneriatul pe care l-am, da? Ci e nevoie să trec prin mai multe nivele, astfel încât să reușesc să corelez în mod autentic informațiile. Da. Da, adică un feedback din ăsta, cum spunem noi, la 360 de grade, să mă duc în toate direcțiile. Am zis, nu devin prea tehnică. Da, mulțumesc mult. Da, uite că identitatea asta de profesor, la un moment dat, se întâlnește cu omul din noi. Și ai menționat tu... perfecționistul, cel care tot timpul se vede ca nefiind suficient de bun și
Ce se întâmplă în momentul în care eu construiesc identitatea mea ca profesor și eu zic că o construiesc bine, adică eu până la 40 de ani am fost, dacă venea cineva și îmi spunea, mai uită-te că poate la fereastra aia mai ai de șters un geam sau eu spuneam că le-am făcut bine, sunt foarte bine așa cum sunt, nu mai fac nimic, nu mai schimb nimic. Da. Ce se întâmplă în momentul în care nu neapărat că primești feedback din exterior, dar nu te mai simți bine în casa asta? O întrebare foarte valoroasă. Nu te mai simți bine în casa asta, că, nu știu, ți apar așa gânduri, că n-am construit-o, de n-am gândit-o și eu cum trebuie de la început. Uite, să fi făcut și eu o fundație mai trainică. Am pus culoarea asta verde. Nu știu ce am avut atunci, am pus verde și acum nu mai îmi place. Dau așa niște exemple. Da. În ideea că eu am descoperit despre mine că făceam lucruri, dar nu eram conștientă de ele că le făceam și nu eram conștientă de faptul că prin cuvinte îmi făceam ei rău, dar și celor cu care intram în contact. Adică perfecționista din mine, salvatoarea, sub pretextul că face bine și că dorește, îi dorește binele celuilalt, de fapt ajunsese să l-abuzeze pe celălalt ca să fie bine, ca să fie bine. Și asta consider eu că vine din omul din mine, că profesorul din mine nu le-a procesat. Da. Nu le-a procesat. Cum se întâlnește profesorul cu omul din el? Ce crezi că se întâmplă când se întâlnesc ei doi? Se pot întâmpla multe. Avem odată varianta în care se activează un conflict. Da? Și acel conflict interior de care tu menționai vis-a-vis de faptul că nu-ți mai place construcția pe care o ai. Și acolo sunt mai multe perspective pe care le poți aborda. Prima ar fi aceea în care descoperi, deci explorezi și descoperi ce nu-ți place la construcția ta, la identitatea de rol. Da? Acolo când, în întâlnire, când tu întâlnești omul cu profesorul. Sau poate fi varianta în care renunți din start. Gata, sunt în conflict, nu mai vreau, îmi dau demisia. Da? Asta e o decizie dramatică, luată adesea sub impulsul emoțiilor și aici iar revin la autoreglare și vreau să mai fac o paranteză la un moment dat pe aspectul ăsta. Deci ar putea fi varianta aceasta. Da? Sau este varianta în care descoperind ceea ce nu îmi place, reușesc să revin din nou la întrebarea de ce. Să-mi revizuiesc de ceul interior. Pentru asta am nevoie de mai multe tehnici. Odată, reflecția, apoi introspecția, apoi verificarea realității mele cu acelui-lalt, da? Parte din ce am zis mai devreme, vis-a-vis de validare, și aș mai pune și perspectiva sau tehnica în care reușești să-ți imaginezi, să vizualizezi cum ai vrea să fie altfel, să-ți vizualizezi casa altfel, ajungând iar la un eu ideal, dar e altul acum. De ce e altul? Pentru că tu ca om ești într-o altă etapă și e firesc ca fiind într-o altă etapă și rolul tău să fie într-o altă etapă. Respectiv identitatea de profesor. Și atunci, în funcție de aceste căi pe care le alegem, evident, intrăm în acțiune. Da? Fie continuăm și reconstruim casa și pentru asta mai întâi o destructurăm. Adică, văd ce nu-mi place, ce am ales în trecut și nu mi-a fost de folos, ce lecții am învățat, ce-mi doresc, revin iar la eul ideal, revin iar la DC-ul interior și corelez între toate aceste informații. Da? Pun mai mare accent pe perspectiva aceasta, pentru că n-aș vrea să mergem în aceea în care, gata, renunț, îmi dau demisia. Da? Și atunci, e nevoie de un plan de acțiune. Și
Consider că la întâlnirea dintre om și profesor, despre asta e vorba, să reușești să reglezi lucrurile prin acțiuni. Și aici mai e ceva, nu prin acțiuni făcute pe pilot automat, ci prin acțiuni conștiente, asumate. Da? Adică după ce îmi fac acest proces de reflecție și introspecție, să stabilesc eu cu mine priorități, să le trec prin valorile mele ca om, da? Valorile mele personale, și apoi să stabilesc acțiunile pe care le fac, astfel încât și etica omului din mine și etica profesorului din mine să se alinieze. Iar de acolo încolo, practic, continui șantierul acesta al identității. Eu așa văd. Da, Codruță, are sens. Are sens ceea ce spui. Nu e un proces ușor, da? Da, asta urma să te întreb. Că ai spus reflecție, introspecție. Pot eu să fac asta singură? Pot să fac singur asta? Poți să faci într-o oarecare măsură, da? Dar la un moment dat s-ar potrivi să o faci în compania cuiva. În compania unui coleg, în compania unui mentor pe care îl ai sau chiar a unui psihoterapeut. De ce spun asta? Că avem nevoie de a fi susținuți? Pentru că la un moment dat, convingerile noastre limitative, vocea sabotorului, impostorul ca instanță, acele lecții neintegrate din viața noastră, ajung să ne blocheze. Și în loc să înaintăm cu construcția noastră, batem pasul pe loc și avem niște dereglări la nivel de stimă de sine. Evident, aceste, hai să nu le zicem dereglări, dezechilibre, ajung să se reverse în activitatea noastră, în tot ce înseamnă funcționalitatea zilnică. Da? Deci costul este mult mai mare, acesta în care dezechilibru se revarsă în funcționalitatea zilnică, decât ar fi costul acela de a lucra împreună cu cineva. Așa că eu zic că până la un punct putem lucra reflecția, introspecția de unii singuri, dar de la un punct încolo avem nevoie de suport, căci altfel se reiau și se reiau aceleași tipare de gândire, aceleași tipare comportamentale și nu avem cum să găsim alte soluții față de ce am identificat în trecut, din moment ce noi ne învârtim în același cerc. În momentul în care lucrăm cu un partener în această călătorie de construcție, ce se întâmplă? Primim perspective noi, primim instrumente noi de lucru. De asta am zis prima dată să lucrezi împreună cu un coleg sau cu un prieten, dar nu-ți imagina că este același lucru ca în contextul în care ai lucra cu un supervisor, cu un formator, cu un mentor, cu un psihoterapeut. Da? Ești la un alt nivel, dar este o etapă intermediară ca să ajungi la a fi însoțit de un specialist. Și revin acum. De ce e potrivit să lucrăm cu un specialist? Pentru că odată primim acele instrumente de care ziceam, perspective noi, și în același timp eu mai observ din practica în cabinet că oamenii devin mult mai asumați, își asumă mult mai profund procesul lor de transformare atunci când lucrează însoțiți. Da? Și asta ce înseamnă? Înseamnă că ajungi la destinație într-un timp mai scurt. Și în același timp ajungi, de fapt, să te și bucuri de călătorie, să nu vezi doar destinația, da? Plus de asta, se mai temperează instanța impostorului, se mai temperează sabotorul. De ce? Pentru că tendința mea personală și a fiecăruia este de autocritică, deci ne criticăm foarte mult, da? E bine, când lucrăm cu un specialist, putem să primim și perspectiva aceea în care ni se spune stop, uite, eu văd că ai făcut și asta, și asta, și asta bine. Pentru tine cum sună aceste aspecte? Și atunci se aprinde un bec, e o luminiță acolo,
Da? Și îți pui niște întrebări, intri iar în reflecție, în analiză și ții multă valoare din această călătorie împreună, cum îmi place mie să-i spun. Da. Zâmbesc pentru că în timp ce povesteai, mi-am adus aminte de discuțiile cu supervizorul meu și eu mă uitam la perfecționista din mine ca fiind așa o latură a mea de care cumva vreau să mă dezic. Da, am făcut multe lucruri, vedeam numai lucrurile pe care le-am făcut sub presiune, la încrâncenarea ei și prin întrebările pe care mi le-a adresat, am înțeles că perfecționista din mine a făcut și multe lucruri bune și chiar la lansarea cărții de la Buzău, Florina, o prietenă de-a mea, și aducea aminte că acum câțiva ani am participat într-un proiect, așa m-a cunoscut, participând la acel proiect, unde am făcut niște proiecte de lecție foarte bune. Și eu spun, aia era perfecționista din mine. Și spune, da, dar a făcut foarte bine. Perfecționista din mine a făcut foarte bine. Și, într-adevăr, cred că avem nevoie să lucrăm, într-adevăr, cu cineva ca să aducem aceste instanțe ale noastre, perfecționistul, impostorul, salvatorul, care zic eu că se potrivește perfect cu sistemul de învățământ, așa cum este el creat, parcă e creat să atragă salvatori, să le aducem de la extreme, cumva în latura asta de mijloc, într-o zonă de mijloc, într-o zonă sănătoasă, în care să și dau, dar să și primesc. Exact, avem nevoie de asta și asta se întâmplă, de fapt, atunci când lucrezi împreună cu cineva și, uite, o să mai propun o metaforă ca să lucrăm cu aceste instanțe vis-a-vis de ce ai zis tu că perfecționista a făcut și lucruri bune pentru tine. Și aș recomanda așa, să luăm paharul ca și metaforă, da? Și avem partea plină și partea goală a paharului. Partea plină este ceea ce fac bine aceste instanțe pentru noi. Ce ne aduc, ce beneficii ne oferă, ce avantaje aduc în viața noastră. Partea goală, într-adevăr, sunt blocajele pe care le aduc, da? Sunt minusurile, obstacolele. Însă, folosind această metaforă, practic te pui tu față în față cu un pahar și începi să pui pe listă ce conține partea mea plină din perfecționistă, da? Ce conține partea mea goală. Și apoi ajungi să reglezi, să jonglezi cu ele și să îți iei beneficiile pentru a reuși să oprești impactul blocajelor. Uite, vorbim despre beneficiile acestor sabotări. Știi, când am pregătit lucrarea de disertație pe burnout și am aflat că una din cele trei dimensiuni ale burnout-ului este această manifestare a cinismului în care ți se pare că nimic nu funcționează, toate sunt niște, merg într-o direcție greșită, tu muncești, dar oricum nu se va schimba nimic. Mi-am dat seama că dacă aș fi reușit să intru în contact cu cinica din mine, aș fi înțeles că eram într-un episod de burnout acolo. Wow! Ia uite cât de important e să fim conștienți de ceea ce trăim. E o împărtășire și o autodezvăluire foarte valoroasă, ceea ce ai spus tu acum, Carmen. Și da, e nevoie să ne uităm la noi, să ne privim ca să ne ajutăm să facem prevenție, iată, vis-a-vis de aceste fenomene drastice pentru tot ce înseamnă funcționalitatea zilnică. Da. Hai să ne uităm un pic spre reglarea emoțională. Este preferata mea. Da. Este preferata mea. Pentru că din reglare emoțională, din coreglare, se nasc lucruri așa de frumoase, relații superbe. În momentele de la catedră în care am manifestat incontinență emoțională, nu m-am putut regla pe mine emoțional, vreau să spun că alea au fost momentele în care
la care m-am uitat ani mai târziu, cu multă rușine și cu multă vinovăție, și dacă aș fi putut să le pun undeva și să zic că nu sunt ale mele, sau un film, ceva, s-a întâmplat, să dau vina cumva, să găsesc un vinovat în afara mea, ar fi fost perfect. Și recunosc că multă vreme am arătat cu degetul și am spus, da, eu n-am învățat, da, la părinții mei n-am văzut, dar noi profesorii tot timpul trebuie să fim politicoși, trebuie să fim drăguți, noi nu intrăm în conflicte și uite că atunci când se întâmplă să ajungă într-un moment de în care o limita mea este încălcată de un copil, eu să am niște reacții din astea de parcă se duce universul, se distruge universul. Și apoi, procesând, să-mi dau seama că el este un copil, un copil în situația aceea nu ar fi putut să facă sau să gândească probabil altceva, iar eu ca adult, nereglat emoțional, să reacționez și eu ca un copil la rândul meu. Da. Și uite, pe măsură ce vorbeai și te ascultam, mă gândeam așa că, de fapt, tot ceea ce noi am vorbit în seara asta are la bază reglarea, autoreglarea emoțională. N-am cum să îmi construiesc identitatea dacă, adică, reformulez. Am cum să îmi construiesc identitatea, însă ea nu va fi una integrată, nu va fi una asumată dacă eu nu îmi cunosc emoțiile. Da? Și când vorbim de autoreglare emoțională, vorbim de fapt de educația emoțiilor. Așa aș vrea să o vedeți. Și un vis al meu, apropo de ce proiectăm, este acesta în care în școală se va preda la un moment dat educația emoțională. Dar până acolo, ce putem face fiecare dintre noi este să ne educăm pe noi emoțional. Și o primă întrebare ar fi, ce știu despre emoțiile mele? Și apropo de asta, am avut chiar zilele trecute o ședință în care am lucrat efectiv pas cu pas pe emoții și de la două emoții pe care persoana respectivă le cunoștea, am ajuns la 22 de emoții și stări emoționale. Da? Deci e o diferență majoră. De ce e diferența asta atât de mare? Pentru că noi folosim cuvinte, dar nu le dăm valoare. Și în momentul în care vorbim despre emoții, e nevoie să reușim să le identificăm, să le dăm semnificație și valoare și să reușim să le descriem. Da? Și în momentul în care trecem prin aceste etape, facem deja un pas spre autoreglare. În terapie eu folosesc mult o metodă care se numește RAIN și care practic este un acronim. În momentul în care lucrez pe emoții, aduc această tehnică astfel încât oamenii să reușească să integreze relația cu autoreglarea. Da? Și avem așadar întrebarea, ce știu eu despre emoțiile mele? Apoi aș spune, care sunt emoțiile mele? Și aici voi da eu câteva exemple ca să existe un reper și apoi prelucrăm emoțiile prin RAIN și ajungem și acolo. Deci, practic, emoțiile pe care noi le simțim, toate sunt construite prin prisma a șase emoții primare. Și avem frică, frustrare, bucurie, tristețe, dezgust și surprindere. Ai zice că mai toate sunt despre negativ, dar nu. Așa cum instanțele noastre despre care am vorbit mai devreme aduc și beneficii și plus valoare, la fel aduc și furia, tristețea, da? Plus valoare. Deci eu evit să le împărțim, să le categorisim în emoții pozitive și negative. Ele toate sunt ale mele și mă sprijină la un moment dat, da? Frica, de exemplu, mă ajută să nu mă arunc în fața mașinii, ci să mă uit stânga-dreapta, să mă asigur când traversez. Da? Deci are grijă de mine, este parte din instinctul de supraviețuire. Bun, așadar, ce știu despre trăirile și stările emoțiile mele, care sunt ele și ce fac cu ele? Și aici intrăm în tehnica RAIN. Și avem
Rain e acel cuvânt ploaie în engleză, da? Râu e de la recunoaște. Eu le-am transformat în limba română ca să fie mai simplu, da? Recunoaște emoția. Ei bine, când recunoști emoția, ce faci? Te întorci la întrebarea de mai devreme, da? Care sunt emoțiile mele, ce simt, ce știu despre trăirile mele. Merg mai departe, la A, care înseamnă acceptă. Este în regulă ca eu să trăiesc această stare, această emoție, da? De ce e în regulă, fix de ce ziceam mai devreme? Pentru că mă ajută într-un fel, îmi oferă o informație despre mine, despre viața mea, despre cum relaționez cu ceilalți, da? Așadar, e nevoie să o accept dincolo de a o recunoaște. Apoi, urmează un I și eu i-am spus investighează în limba română ca să mergem spre zona aceea de explorare, da? Și ce poți explora, ce poți investiga? Istoria emoției tale. Ce știu despre emoția asta? Cum aș putea să o descriu? Ce reacții generează? Cum îmi vine să o descarc? Când am mai trăit-o? La cine am văzut-o în jurul meu? Da? Pare că sunt un detectiv când investighez emoția mea, da? Și apoi ajungem la N, care înseamnă non-identificare. Deci nu mă identific cu starea. Și adesea spun celor cu care lucrez, tu nu ești emoția ta, da? Deci eu sunt eu, aceasta sunt eu și emoția mea nu vine să se suprapună cu mine, da? Ea este doar o parte din mine. Și în momentul în care îmi dau seama că nu mă identific cu emoția, deci nu le suprapun, ci emoția e doar o parte din mine, acolo de fapt pot să intru în autoreglare. Da? Acolo pot să trag linie și să spun îmi conțin emoția. Da? Asta este o tehnică, sunt zeci, sute de mii de tehnici. Da? Asta e una pe care o putem reține ușor, avem acest acronim și avem niște întrebări, așa cum le-am zis eu mai devreme, legate de fiecare literă. În momentul în care eu interacționez, da, din rolul de profesor cu un elev, e nevoie să mai adaug ceva la nivel de autoreglare. Și anume, ideea faptului că eu sunt adultul care pot să gestionez situația. Da? Dacă nu vorbim de elevi de clasa 11-a, 12-a, nu avem adulți în fața noastră. Avem niște copii. Da? Copii care nu au toate procesele cognitive și emoționale dezvoltate, deci noi nu le putem cere lor să se autogestioneze dacă noi nu ne autogestionăm și nu ne autoreglăm stările în relația cu ei. Și atunci, profesorul, adultul, este cel care direcționează o dinamică emoțională acolo unde este el ca profesor și elevul. Da? Dinamica este relația dintre ei. Cum face asta profesorul? Evident, prin procesul lui interior, fix ceea ce am prezentat mai devreme, și apoi prin a-i afla universul copilului, al elevului. Da? Asta e o altă chestiune foarte importantă în ceea ce înseamnă construcția identității ca profesor. Să reușești să-i afli universul copilului, al elevului, încât să-i vorbești pe limba lui, e un act de mare înțelepciune. Și consider că odată cu experiența ajungi să faci asta. Și cum faci asta, dincolo de experiență, prin întrebări deschise. Îi pui întrebări acelui copil, ca să-l ajuți și pe el să se autogestioneze, da? Ce s-a întâmplat cu tine? Cum ai fi vrut să se întâmple lucrurile? Dar tu ce ai simțit? Ce ți-ai imaginat că a făcut Xulescu cu colegul tău? Și așa mai departe. Asta e tehnica întrebărilor prin care îi aflăm universul copilului și interacționăm în mod autentic cu el la nivelul dinamicii în relație, da? În momentul în care noi ne poziționăm aici și copilul e aici, deja distanța asta e prea mare, încât nu pot să am nici eu autoreglare și nici să-i ofer suport elevului pentru a se autoregla. Poate am făcut așa o paranteză un pic cam mare.
Când ai prezentat tehnica Rain, de care auzisem, cred că la Tara Brach, nu știu exact dacă chiar de la ea, m-am întrebat, da, oare eu ca profesor am voie să simt furie? Și cred că nu e. Cred că această întrebare vine dintr-o anulare a emoției acesteia pe care eu nu-mi permit eu ca profesor să o trăiesc. Da. Pentru că dacă m-aș lăsa cumva luată de valul furiei, cine știe ce ar putea să fac? Și atunci ce mi s-a întâmplat mie a fost ceva de genul ăsta. Să simt că mă enervez. Da? Nu neapărat că am identificat că e furie, dar am simțit că mă activez emoțional. Nu am acceptat asta. Tu ai spus că aul este de la acceptarea emoției. Da. Aici s-a produs blocajul, pentru că eu mi-am spus, eu nu am voie să mă enervez, eu nu am voie să simt furie. Eu sunt aici ca să pot să-l înțeleg pe copil, să-l accept așa cum este, dar din interiorul meu nu există această acceptare a mea. Da. Mai punctat Și ceva, Carmen. da. Noi să facem diferența între emoție și reacție. Tu, ca profesor, ai voie să fii furioasă. Da? Însă, ce contează este reacția pe care o ai. Comportamentul meu. Act, practic, descărcarea emoției. Deci, îi permitem emoției să existe, pentru că altfel intrăm în reprimare și reprimarea are niște costuri majore la nivel psihoemoțional, da? Reprimarea e un mecanism de apărare. Cum ai zis tu, nu-mi dau voie, n-am voie să simt. Da? În schimb, eu ce spun? Simt emoția, însă aleg conștient cum reacționez. În reacția am atitudine și comportament. Reacția în sine înseamnă descărcarea furiei. Da? Sigur, un profesor conștient nu va descărca furia pe elev. Nu se va duce să urle, să dea cu pumnul în catedră, să arunce cu cretă, da? Nu spun că nu sunt comportamente întâlnite, din păcate. Însă, nu din partea unui profesor conștient. Așa că, după ce eu accept că trăiesc furia, e nevoie să investighez și să aleg conștient cum o descarc, da? Pot să spun și să fie o descărcare verbală. Acum sunt furioasă. Am nevoie să faceți liniște. Da? Luăm o pauză de 30 de secunde. Pot să spun asta în fața clasei. Sigur, este un act de vulnerabilitate. Însă elevii au nevoie să și vadă că suntem oameni. Căci dacă eu consider că n-am voie să fiu furioasă și rămân pe acest blocaj, elevii ce vor face? Mă vor provoca constant, în mod inconștient. Ei nu fac nimic conștient sau rare ori fac conștient. În schimb, ce vor face? Tuturor îmi vor oglindi blocajul acesta. Da? În schimb, dacă eu vin și contracarez prin descărcarea sănătoasă a furiei, reușesc să creez o relație cu ei și să reglăm lucrurile. Da. Mulțumesc mult, Codruța, pentru această permisiune. Cu Pentru permisiunea de a drag, simți furie. Da. Și aș vrea să ne apropiem de sfârșitul discuției noastre prin a aduce în atenția celor care ne ascultă acum live sau ne vor asculta mai târziu când au ei timp. Cum vezi tu un grup de suport pentru profesori? Pentru că ai spus că este mai greu ca eu singur să pot să-mi fac acest proces de introspecție. Eu am
Am tot făcut, fac parte, de fapt, din diferite grupuri, din diferite comunități și recunosc că atunci când am vizualizat eu acest grup de suport, nu știu de ce, mintea mea s-a dus cu gândul la faptul că ne adunăm împreună și ne transformăm cumva într-un cerc al nemulțumiților, într-un cerc în care ventilăm, scoatem, trântim ce am adunat. Însă sunt sigură că e nevoie și de partea asta într-un grup de suport. Dar nu, să nu se termine lucrurile așa. Cum vezi tu grupul de suport pentru profesori? Da, e foarte important ce ai zis vis-a-vis de transformarea aceasta, să nu se transforme într-un grup de lamentare, de fapt. Da? Da, într-un cerc al bocitoarelor. Exact, da. Și aici sunt mai multe perspective. Una ar fi aceea în care există un conducător al grupului, asta fac o paralelă cu grupurile de terapie, da? De grupuri de psihoterapie, care să gestioneze efectiv o agendă a grupului, să oprească acele momente care se duc înspre lamentare și să creeze integrare, debrief pe ele. Da? Sau mai e varianta în care grupul lucrează fără un conducător, deci se autosusține și se stabilește efectiv o temă de lucru cu niște puncte clare în care eu aș recomanda să fie integrată neapărat partea aceea în care fiecare să împărtășească trei reușite, trei provocări care au generat niște lecții valoroase în activitate, da? Și poate să împărtășească doar două aspecte care sunt din zona de lamentare, da? În formula asta aș vedea, sau ce aș mai propune este să se lucreze din grupul mare în grupuri mai mici și cu timp alocat pe structuri de lucru, da? Ce ne nemulțumește și ce soluții găsim. Dacă sunt, eu știu, grupuri, lucrăm în cartel, câte patru, practic la o nemulțumire a unuia, ceilalți trei să vină cu cel puțin o soluție. Și în formula asta nu se transformă lucrul ca atare într-unul al deplângerii, ci ne focusăm pe soluții, integrăm problema și trecem la un plan de acțiune. Foarte faină perspectiva asta a abordării grupurilor mici în care pentru fiecare nemulțumire să existe încă trei soluții, să existe trei soluții sau trei perspective diferite. Perspective, da. Da. De ce întreb asta? Pentru că eu am observat la mine, nu numai în rolul de profesor și în alte roluri, o îndreptățire. O îndreptățire din care vin și aceste nemulțumiri, și aceste frustrări, și aceste descărcări. Adică, la cât am învățat eu, la cât mă pregătesc eu, la cât efort depun eu, de ce nu sunt respectată, de ce nu sunt apreciată, de ce nu se învață, de ce nu sunt motivați să învețe. Asta este sentimentul din care se nasc multe din nemulțumiri și se și blochează acolo. Da. Adică. Pentru că pe măsură ce tu repeți asta, nu neapărat tu direct, ci oricare, da? Ce se întâmplă? Repet și azi și mâine și în mai multe grupuri, de mai multe ori pe zi, practic, la nivel neurocerebral, ce se întăresc? Sinapsele acestea ale deplângerii, încât energia psihică nu se mai poate îndrepta și spre soluții dacă nu ai ajutor din exterior. Și de asta eu consider că e foarte valoros să primim perspective din afară. Și în același timp mai e ceva. Când prelucrezi în relația cu sinele tehnica recunoștinței, scade tocmai deplângerea, tocmai lamentarea. Plus de asta eu mai am așa un crez al meu care îmi e susținut cumva de tot ce înseamnă cercetarea din neuropsihologie, că ceea ce gândim, trăim.
dacă rămân blocată în aceste exemple pe care tu le-ai dat, fix asta voi ajunge să trăiesc. În schimb, dacă pot să aplic tehnica paharului, pot să lucrez cu mine și să primesc noi perspective, îmi restructurez rețeaua neuronală și pot să ajung să trăiesc ceva hrănitor, da? Apropo de eul ideal, ceva din zona aceea. Și atunci, grijă la ceea ce gândim. Ceea ce gândim ajungem să trăim. Și aici e o altă metaforă pe care mie îmi place să o folosesc. În funcție de cât de mult repet un lucru, am în mintea mea autostrăzi întregi. Dacă eu am autostrada plângerii mare și o fac și mai mare și are 10 benzi pe o direcție, acolo clar am multe lucruri cu mine ca să reușesc să destructurez această, să dărâm această autostradă și să pornesc de la o cărare de munte, da? Pe zona hrănitoare și apoi ușor, ușor să dezvolt și acolo autostradă. Da, în timp ce descriai această autostrada de plângerii, mi-aminteam un joc de rol în care veneam cu o soluție la o problemă. Discutam cu cineva, respectiv avea o problemă și eu veneam cu o soluție și mi se spunea, da, dar știi, nu are cum să... Da, ai încercat și veneam cu altă soluție. Da, dar... Și mi se... acum când descriai, deja îi vedeam autostrada, cum se tot lărgea și eu nu aveam pe unde să intru, știi? Da. Să-i dau și lui un exit de pe autostradă. Da, și uite, o altă idee, vezi că îmi tot ridici eu așa mingea la filău, apropo de exemplul tău, da? Practic, acest om nu era pregătit să vadă soluțiile. Și asta mă duce cu gândul la o altă chestiune. Avem nevoie să lucrăm în ritmul nostru, da? Și vreau să fie asta o chestiune pe care să le oferim și elevilor. Deci voi, cei care ne ascultați, profesori fiind, părinți, pentru că sunt convinsă că și părinții ne ascultă, e nevoie să le dați timp copiilor să integreze în ritmul lor. Sigur, suntem acolo, suportivi, adesea directivi, da? Însă, nu avem cum să le cerem să integreze o schimbare, o identitate în ritmul nostru. Da? Suntem acolo doar să le dăm perspective, cum ai făcut și tu, Carmen. Dar n-aveai cum să-i construiești tu autostrada până când nu era el pregătit. La fel și cu elevii și cu copiii de acasă. Da. Mulțumesc pentru precizarea aceasta. Hai să încheiem cu recomandări de resurse. Eu în pandemie am deschis un grup pe Facebook de sănătate psihoemoțională care a crescut destul de mult, în care am început să pun și reguli în sensul că nu acceptăm oferte de vânzare sau de promovare, dar acceptăm recomandări, acceptăm comentarii la postările de acolo, pentru că toate sunt postări despre programul din grijă pentru copil care este acum în lucru la colegiul psihologilor, programul de consiliere psihologică pentru proaspătele mămici, cu alte cuvinte, resursele psihoemoționale care există, fie că sunt cu plată, fie că sunt oferite de stat. Spune-mi ce resurse ai recomandat tu? Cărți de dezvoltare personală, grupuri, comunități pe care le putem accesa fizic sau online? Cu ce ne încânți spre final? Sigur, recomand grupul tău. Recunosc că eu de curând am intrat în el. Cumva a trecut pe lângă mine și ăsta e riscul tehnologiei care ne acaparează viața și îmi place tare mult ce găsesc acolo. Menționez că și eu am o comunitate închisă mindfulness pentru stare de bine. Eu sunt și practician mindfulness, asta am omis să spun la început, unde postez adesea informații și țin o serie de webinarii gratuite pentru comunitatea de acolo. Am și un grup deschis în care tot așa împărtășim resurse, transmit informații despre starea de bine și sănătatea mentală, mindfulness, Sibiu, copii și adulți. De asemenea, în seara asta vreau să fac o recomandare de carte. Mie îmi place tare mult și să citesc și să informez oamenii cu privire la cărți și
pe toate canalele mele de social media și pe blogul meu apar recomandări de carte. Eu una consider că fără cărți nu reușim să ne găsim acel de ce interior de la care noi am pornit azi. Și vreau să dăruiesc astăzi acest titlu de carte celor care ne urmăresc. Darul imperfecțiunii e o carte ușor de citit, dar cu atât de multe conștientizări la pachet, o mai țin un pic aici dacă vreți să vă notați, dar o să și postăm noi în eveniment. E scrisă de Brené Brown, pe care o recomand, orice vă vine la îndemână dinspre ea, vă invit să descoperiți. Practic, subtitlul e renunță la cel care crezi că trebuie să fii și acceptă-te așa cum ești. Și eu cred foarte mult că nimic nu trebuie. Nu trebuie să fiu cumva, nu trebuie să simt ceva, nu trebuie să fac ceva, e nevoie să simt și să aleg ce fac. Iar cartea aceasta transmite foarte, foarte multe. Așa că asta e o altă resursă. De asemenea, vă invit să descoperiți informațiile pe care eu le postez pe social media, Instagram, Facebook, TikTok mai nou, pe site-ul meu, în secțiunea de resurse gratuite sunt foarte, foarte multe informații și ce îmi place este să văd că există destul de multe grupuri pentru profesori în online, doar că recunosc nu le știu numele. Tu ai menționat niște comunități, Carmen, și dacă e potrivit, putem să punem câteva, o să caut și eu să văd din ce mi-apare și apreciez ca valoare, da, să punem la dispoziție. Și totodată aș vrea să mai spun că resursele e nevoie să le, să le și găsim, să rezonăm cu ele. Eu observ așa în urma pandemiei și o să fiu scurtă, observ că apare o tendință de acumulare de informație și de blocaj în acțiune. E bine, eu vă invit să acumulați cât mai puțină informație, să vă expuneți la informație valoroasă atunci când o faceți și să acționați conștient, pentru că viața o trăim azi, ea azi există. Desigur, noi suntem ceea ce suntem prin prisma trecutului nostru, însă azi este cel mai valoros moment. Și pentru asta o să vă și las o provocare, apropo de resurse, Carmen. Acesta este un instrument terapeutic pe care eu l-am construit și l-am lansat. O serie de 30 de carduri, de provocări terapeutice, care să îți hrănească relația cu sinele și starea de bine. Se numește carduri. Acest instrument se numește carduri pentru stare de bine, mindfulness pentru stare de bine. Și astăzi o să extrag un card. Hai să vedem ce ne spune incredibil. Ne zice care așa. Care e mesajul de la final? Deci universul ne-a ascultat astăzi, da? Zice așa, concentrează-te pe ce ai, nu pe ce îți lipsește. Da? Și vă invit așa, pe cei care ne ascultați, să folosiți această provocare în următoarele 7-14 zile și să o aveți ca focus, ca o intenție a zilei. Și practic să vă treziți cu ea în gând. Ce vreau azi? Vreau să mă concentrez pe ce am. Și asta să fie ceea ce rulează la nivel mental, apropo de ce am împărtășit, că ceea ce gândim trăim. Sper să vă fie de folos. Găsiți cardurile mele pe site-ul meu, codruțarăvăgel.ro și dacă aveți vreo întrebare pentru mine, pentru Carmen, vis-a-vis de conversația noastră de azi, oricând puteți să scrieți în comentariile acestui video și noi revenim cu, cel puțin eu revin cu un răspuns. Sigur, sigur. Mulțumesc mult, Codruța, pentru toată energia pe care ai adus-o în seara asta aici în live și aștept cu nerăbdare să mai organizez retreat-uri, să ne mai aduni în jurul tău atunci când vei simți tu nevoia să organizezi un astfel de eveniment.
Mulțumesc, mulțumesc, Carmen, pentru invitație, pentru această provocare care recunosc că mi este lansată, apropo de retreat-uri, destul de des, dar după pandemie încă n-am simțit că e momentul. E așa, constantă imagine vis-a-vis de ce înseamnă sănătatea fizică și mai las un pic să se așeze lucrurile. Anul ăsta, cuvântul meu e așezare și imediat ce concretizezi ceva, revin spre tine, spre voi în comunitate. Bine, seară bună să avem. Bună și vă las așa cu un gând. Prețuiește-te acum, meriți. Foarte frumos. Prețuiește-te acum. Meriți. Mulțumesc mult, Codruța. Mulțumesc. Spor în toate.